Primarul Zalăului, Radu Căpânașiu, a precizat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că unul dintre motivele pentru care conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj întârzie semnarea protocolului în baza căruia polițiștii de la rutieră îi vor putea sancționa pe șoferii prinși de sistemul inteligent, că trec pe roșu că depășesc viteza legală, este numărul prea mare de șoferi contravenienți, a căror sancționare ar bloca activitatea biroului rutier. Din datele colectate până acum de acest sistem, care include pe lângă semafoare și 6 camere care detectează în mod automat trecerile pe roșu și depășirile de viteză, rezultă că, în medie, din cei aproximativ 24.000 de șoferi care trec în 24 de ore pe bulevardul Mihai Viteazu, în sectorul acoperit de cele 6 camere, 600 încalcă legea fie trecând pe roșu, fie călcând prea tare pedala de accelerație. În aceste condiții, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj susțin prin purtătorul de cuvânt Tincuța Dumuța că ai pune pe cei 14 polițiști de la biroul rutier să completeze un volum atât de mare de procese verbale ar însemna blocarea lor în dispecerul DGADP, fără ca aceștia să mai poată merge la accidente, la dirijarea circulației în intersecții sau oriunde altundeva le mai cere serviciul. De cealaltă parte, reprezentanții municipalității susțin că fac demersuri pentru punerea la punct a unui sistem care să genereze automat procesele verbale, astfel încât polițiștii să nu aibă altceva de făcut decât să-și pună semnătura și ștampila. Mai mult, primarul Radu Căpânașiu crede că după ce șoferii vor auzi că încep să se aplice amenzi, numărul contravențiilor scade foarte mult. Întrebați și și-au dat de la bun început avizul asupra acestui proiect dacă le creează astfel de probleme, reprezentanții poliției spun că în documentele înaintate la acea vreme, adică în 2009 de primăria Zalău, nu se vorbea despre vreun sistem inteligent de semaforizare, nici de camere de detectare a trecerii pe roșu sau depășirii vitezei. Cât despre conferințele de presă susținute anul acesta în comun de reprezentanții primăriei Zalău și cei ai poliției municipale, în care nimeni nu a incriminat vreo problemă vis-a-vis de acest proiect, purtătorul de cuvânt spune că în acel moment nu se știa care va fi amploarea fenomenului contravențional depistat de camerele din acest sistem. Dincolo de aceste divergențe de opinii între cele două instituții, care deocamdată este în avantajul șoferilor care scapă astfel de amenzi, noul sistem de semaforizare continuă să scoată pe realb șoferilor. De unele dintre aceste probleme pare să își fi dat seama și primăria, care ia în considerare varianta ca semaforul de la colțul centrului de cultură, fostul centru militar, să funcționeze aproape în permanență pe galben intermitent, cu funcționare normală doar la orele de vârf. Acea soluție ar putea fi adoptată și în privința semaforului de pe strada Gheorghe Lazăr deasupra parcului Tineretului.